Și în acest an, lăcașul de credință al catolicilor a fost neîncăpător. Ieri dimineață, în prima zi de Paște, credincioșii au mers la biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Galați pentru a lua parte la Sfânta Liturghie. Slujba a fost celebrată cu mare solemnitate. Lumânarea pascală a fost pusă lângă amvon sau lângă altar și va rămâne acolo în toate cele 3 zile de sărbătoare. Sărbătoarea pascală le-a adus catolicilor emoții în suflet. Pentru sufletul meu personal înseamnă totul. Este renașterea, reînvierea, momentul în care putem să fim mai buni, să vedem în viitor, să ne facem proiecte, să avem grijă de bătrâni, săraci. Sunt foarte emoționată. Copilul e botezat ortodox, dar eu țin și asta și aia. Eu sunt brăileancă, am ajuns în Galați în interes de serviciu și trebuie neapărat să ajung la biserică astăzi, pentru că e Paștele la noi. Și alături de familie, bineînțeles. Anul acesta, Paștele creștinilor din cele două biserici este sărbătorit la cel mai mare interval de timp, diferența fiind de 5 săptămâni. În 2014 însă, Paștele va fi sărbătorit de toți creștinii în aceeași zi, pe 20 aprilie.